Bună ziua, bine ați venit! Așa, după cum știți, Petrolul debutează în returul campionatului duminică, ora 20, împotriva Universității Cluj. Antrenorul Cosmin Contra vă va expune părerile dumneavoastră despre acest joc, urmând să aștepte întrebările dumneavoastră. Mister, vă rog. Bună ziua! Începem returul. Jucăm primul meci acasă, împotriva propriilor, cu suporterii alături de noi. Întâlnim o formație care, după venirea domnului Teja, a avut o serie de 3 victorii în campionat. Chiar dacă a pierdut la Târgu Jiu, cred că prima repriză au avut 2-3 situații de gol foarte mari. O echipă care joacă pe contraatac, o echipă care stă destul de bine în teren și au jucători foarte rapizi, joacă foarte, foarte direct și au un lemnar, un jucător în mare formă, așa că o formație care trebuie respectată și trebuie să avem grijă la ea, dar ne dorim foarte mult să continuăm seria bună a jocurilor și a rezultatelor și ne dorim cele 3 puncte pentru a rămâne în fruntea clasamentului. Cu toate astea, Cosmin, pare un meci dezechilibrat într-o formație pe fără mare formă și fără mare valență cu Jean. Dar așa am zis și înainte de alte meciuri pe teren propriu, că partide dezechilibrate din toate punctele de vedere și am făcut egaluri. Așa că am mai zis întotdeauna că mie cel mai frică mie de aceste meciuri. Care este situația lui Martin Fernandez după corona și cea lui Lucian Bănescu care a absentat la puterea corpului? Walter Fernandez nu va mai juca aceste 2 meciuri. Este indisponibil pentru aceste 2 meciuri. Și Mircea Bănescu a revenit ieri la antrenamentele echipei, fiind răcit marți și miercuri. Am vrut să nu aveam când să facem acea masă de sfârșit de an și cred că era o zi bună să facem acest lucru, să, chiar dacă noi facem în mod normal sau în mod constant facem aceste mese, am vrut ca băieții să pentru ultima dată să fim împreună, înainte ca fiecare să plece după disputarea ultimei etape, să plece acasă. I-am văzut bine, un pic relaxați, poate cu gândul mai mult la vacanță, dar sper și cred că am puterea să-i conving că vacanța se ia doar după meciul de la Târgu Jiu. S-a apărut una telefonă că ți-ai pierdut contractul. Nu, când am semnat, am ajuns la un principiu de acord cu conducerea clubului, dar mai sunt niște detalii de punct la punct și când voi semna contractul, probabil vom face oficial și acest lucru. Noi am ajuns repede la un acord. Pentru că echipa își dorește titlul, își dorește performanța, cât a contat, a contat pentru că mă simt bine aici și a contat că punctele care le-am expus eu am găsit în principiu înțelegere. Și atunci a tins să crescă această echipă în care am o marge mare de a crește. Eu am avut o discuție personală cu Ionuță, l-am și cunoscut împreună cu mama lui anul trecut în București. Am vrut să-l cunosc personal, dar între timp semnase prelungirea contractului și ultimele sume cerute au fost exorbitante. Păi nu știu, dacă sunt adevărate zvonurile că s-au plătit pe 300.000 pentru 50%, înseamnă că s-au mai lăsat din preț.
sau n-am știut noi să negociem.